Aducem astăzi în atenția dumneavoastră pulsoximetrul, un dispozitiv medical mic, non-invaziv și nedureros care măsoară nivelul de saturație de oxigen sau nivelul de oxigen din sânge. Mai multe informații ne oferă doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Doamna doctor, spuneți-ne ce este un pulsoximetru? Un pulsoximetru este un aparat de măsurat saturația de oxigen din sânge, care se atașează de dege sau de alte zone ale corpului, unde fluxul sanguin poate fi detectat ușor, cu scopul de a identifica rapid, nedureros și non-invaziv variațiile de oxigen din moleculele de hemoglobină. Cum funcționează acest dispozitiv medical? Pulsoximetria folosește raze de lumină. LED-uri care emit lumină roșie și infraroșie pentru a estima saturația de oxigen din sânge, comparând valoarea hemoglobinei purtătoare de oxigen cu cea fără oxigen. Dispozitivul medical sub formă de clips poate fi atașat fie de degete sau de lobul urechii, fie la încheietură, în special în cazul sportivilor, pentru monitorizare în timpul efortului. Pe lângă saturația de oxigen din sânge, pulsoximetrul măsoare și pulsul, iar unele modele și frecvența cardiacă. Cum se interpretează pulsoximetrul după folosire? Pacienții cu valori normale ale schimbului fiziologic de gaze au valori ale saturației cuprinse între 97 și 100%. Atunci când saturația în oxigen scade sub 95%, poate fi prezentă hipoxemia și poate reprezenta momentul inițial pentru pacienții cunoscuți cu patologie cardiacă sau pulmonară. Saturația de oxigen sub 90% reprezintă o hipoxemie semnificativă. Trebuie să aveți în vedere că pulsoximetria Poate fi influențată de numeroși factori extrinseci, dar o scădere semnificativă a saturației de oxigen în măsurătorile seriate determină întotdeauna o evaluare a aparatului respirator și a celui cardiac. Ce înseamnă hipoxia și care sunt simptomele acestei afecțiuni? Hipoxia este o stare patologică care presupune un aport insuficient de oxigen în organism. Poate apărea la nivelul întregului organism, hipoxie generalizată, sau la nivelul unui țesut, hipoxie tisulară. Hipoxia are ca simptome albăstrirea pielii, tuse, confuzie, senzație de sufocare și creșterea ritmului cardiac, iar în cazuri extreme poate duce la atac de cord. Când este indicat să folosim un pulsoximetru? Pulsoximetrele sunt folosite cu precădere în spitale și clinici în situații precum monitorizarea nou-născuților în timpul sau după proceduri medicale pentru care a fost folosită anestezia, pentru a evalua capacitatea unei persoane de a efectua activități cu un nivel ridicat de intensitate, pentru a verifica funcționarea unui ventilator pentru respirație, pentru a verifica dacă există episoade de apnee, adică oprirea respirației în timpul somnului pentru a monitoriza starea de sănătate a persoanelor care suferă de anemie, pneumonie, azm, cancer de plămâni, insuficiență cardiacă sau în cazul unui infart. Știm că se poate folosi și acasă. De ce să-l folosim la domiciliu? Pulsoximetru poate fi recomandat de medic în cadrul terapiei cu oxigen pentru tratarea unor afecțiuni precum bol pulmonare, astm bronșic, angina pectorală, migrene, stres, borile arteriale periferice, diferite forme de cancer, dar cel mai mult a fost recomandat în patologia COVID. Ce este de reținut acum la final de interviu? O concluzie vă rugăm! Pulsoximetru nu este o metodă de tratament, ci una de monitorizare. Înainte de a utiliza un astfel de dispozitiv, este recomandat să discutați cu medicul pentru a înțelege concret cum poți beneficia de pe urma monitorizării saturației de oxigen din sânge prin pulsoximetrie. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi astăzi doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Arhiepiscopiei Iașilor. Pentru informații și programări puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375 427 sau vă puteți prezenta la sediul Spitalului din șoseaua Nicolina numărul 115 apăd orașul ieș